Deschidem împreună Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 16. Aici este scris de la versetul 1. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească și i-a cerut să le arate un semn din cer. Cu alte cuvinte, vreau să spună că ei nu-L cred ca Mesia pentru că nu au suficiente dovezi. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă pentru mâine, că cerul este roș. Și dimineața, ziceți, evident, în altă dimineață, asta are să fie furtună, că cerul este roș posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Adică Dumnezeu a lăsat suficiente date ca oamenii să priceapă nu doar cum va evolua vremea, când plouă și când e vreme bună. A lăsat suficiente detalii ca noi să pricepem vremea în care trăim. Și Domnul ca atare le spune aici: un neam viclean și preacurvar cere un semn, dar nu îi se va da semn decât semnul prorocului Iona. Dumnezeu ne-a lăsat Cartea Sfântă, ne este suficient, cum spunea și Avram bogatului: au pe Moise și pe proroc să asculte de ei, dacă nu le destul, nu s-ar întâmpla ceva mai bun nici dacă ar învia cineva din mor, spunea Domnul în pildă. Dar vă întreb, ne este chiar ușor așa să-L înțelegem pe Domnul întotdeauna? Noi unii pe alții ne putem înțelege ușor ce vrem să spunem, atitudinile, evenimentele? Problema asta nu e dată de faptul că unii sunt români și alții slovaci, că la dumneavoastră har Domnul le știți pe amândouă limbile. Se poate întâmpla să nu priceapă un slovac ce a zis celălalt slovac și să nu înțeleagă un român ce a vrut să spună tot românului. Citim versetele ce urmează. Scrie de la versetul 6, Iisus le-a zis ucenicilor săi: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor. Au fost cuvintele Domnului. Le-au priceput ucenicii, au înțeles la ce se referă? Nu. Ucenicii se gândeau în ei, au reținut cuvintele și ziceau: ne zice așa pentru că n-am luat pâine. Asta era adevărul? Nu. Dar dacă nici cuvintele Domnului nu sunt înțelese întotdeauna corect, da, cuvintele noastre. Oare pe noi, pe predicatori, ne pricep oamenii întotdeauna? Cuvintele unui proroc sau ce spune tata și mama sau ce spune soțul soției se înțelege întotdeauna? Aș vrea să vă arăt de aici și din alte părți din Scriptură ce ușor pot oamenii să aibă interpretări greșite cu privire la ceea ce aud, la ceea ce văd, la ceea ce se întâmplă. De exemplu, eu am întârziat o oră. Ce ați gândit? Aș fi ajuns la timp. Ne-a deviat pe semn la șeitin și am stat o oră în trafic. Dar cineva se putea gândi, am mai întârziat și altă dată. Sau, poate a uitat și nu mai vin. Poate o crezut că începe slujba numai la 8. Și în mintea noastră pot să fie păreri diferite. Dacă așa cum spuneam, și pe Domnul nu l-au înțeles ucenicii care umblau cu el și erau obișnuiți cu el, și ceilalți oameni din vremea sa. În Evanghelia după Ioan, capitolul 11, este prezentat din nou Domnul în relație cu ucenicii și scrie aici de la versetul 11, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus a fost nevoit să le spună pe față: Lazar a murit. Știți cum scrie și în Proverbe 1, că nu e ușor să prinzi înțelesul unei pilde, a unui cuvânt cu tâlc. Dar iată că uneori nu pricepem nici când se vorbește fără tâlc și cu atât mai greu înțelegem dacă este ceva spus în parabole.
Tot aici în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, vă citesc de la versetul 33, Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la Cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde mă voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar n-avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus? Oare, cum au ajuns la ideea asta? A văzut că Domnul e foarte înțelept și cum scrie Pavel că grecii caută înțelepciune și dacă la iudei nu fiu apreciat, probabil să-și caute un alt auditor în altă parte. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune să vorbim cât mai clar. Dar să dea Dumnezeu înțelepciune și celor ce aud și nouă când auzim, ca să înțelegem și să nu interpretăm greșit anumite cuvinte. Ba, să și ne pronunțăm față de alții spunând, asta au vrut să spună. De unde știi? La unul i-am zis, ești proroc? Încât imediat vrei să spui ce a fost în duhul unui om și ce înțeles au cuvintele care le-a rostit. Vreau să luăm și alte exemple din Biblie ca să observăm că oamenii pricep foarte greu gesturile celorlalți. De exemplu, eu când mă duc cu mașina, nu prea văd când mă salută alții. Și soția îmi face observații, dragă, ai văzut că te-o salută cu tare. Și eu mai glumesc spunând, păi de-aia te țin în față să-i salut tu în locul meu, că știi că gelos nu-s. Eu nu-i văd. La noi, la adunare, le-am și spus, dacă prin oraș mă întâlniți și vedeți că nu vă salut, să știți că n-am nicio supărare cu nimeni. Nu observ, nu bag seama la asta. Nu am suficientă imagine vizuală, reținere. Pot să mă duc într-o casă de 20 de ori să mă întreb ce mobil are. Nu știu nici dacă ar fi să pierd bani mulți. Și cineva ar putea să nu rețină corect ceea ce am făcut eu. Alții poate sunt mai atenți, poate surorile sunt mai atente. Mi s-a întâmplat în țara asta cu două surori, una într-o biserică, alta într-alta, în județe diferite. Una zice, dar de ce când ai venit vin la noi, zice, vii tot cu o cămașă neagră. Tu zici, ce crezi că eu știu? Am ținut evidența când am mai fost la voi ce cămașă am avut. Și alta zice, de ce când ai venit la noi, vii tot cu o cămașă albastră? Asta nu m-a frământat niciodată. Uite că oamenii rețin și cineva a zis, băi, poate ăsta umblă în doliu, poartă doliu după cineva, poartă numai culoarea asta. Oamenii sunt interesanți. Spune Scriptura în 1 Samuel, capitolul 1, că s-a dus o femeie la templu cu familia să se roage, știți, Ana, și scrie aici de la versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, el îi se uita cu băgare de seamă la gura ei, Ana vorbea în inima ei și numai buzile și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beat. Vedeți? Nu numai că dumneavoastră puteți interpreta greșit pe cel de la amvon, poate și cel de la amvon să-l interpreteze greșit pe unul din sală. M-am avut o problemă cu coloana anul ăsta și m-am dus într-o biserică și de-abia îmi găseam o poziție așa sucit. Dar la urmă s-a întâmplat că am discutat cu un frate, la care el zice, eu m-am gândit când am văzut că stai așa necuvincios în adunare, dar eu nu-mi găseam poziția. Bine că am vorbit cu el, dar poate altul de asemenea a zis, ce, asta e poziție de predicator să stea în adunare? Dar nu puteam sta drept. Ana îi spune, sunt mâhnită, nu-s beat, nici nu mâncase săraca, e cum beat? Era flămând. Dar în urmă a tocmit-o cumva. Și a zis, Dumnezeu să asculte rugăciune. Hai! Vreau să vă arăt și alte cazuri ca să observați ce grăbiți suntem noi în a da verdicte. 1 Samuel 20, la masa lui Saul, scrie aici de versetul 26 că David nu s-a prezentat, locul a rămas gol. Saul n-a zis nimic în ziua aceea, căci zicea el, n-a zis în public, dar în mintea lui zicea. S-a întâmplat că nu este curat, negreșit nu este curat, adică sigur, din motivul ăsta nu a venit. Acela era motivul? Nu. Ar fi trebuit el să bănuiască eventual altceva,
că nu s-a dus jinele la socru, că socru a tot făcut scandal. Dar el avea alte intenții. Și nu i-a înțeles gestul. Vă dau și un alt caz. Sunt multe. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. După moartea lui Lazar, rămăseseră surorile lui și scrie aici, citesc de la versetul 31, iudeii când au văzut, care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculând iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau. Se duce la mormânt să plângă acolo. Dar ea s-a dus pentru că a chemat o soră, s-a spunându-i că a venit Domnul. Vedeți? Putem vedea pe cineva că merge undeva și imediat ne dăm cu părerea. De asta se duce. Ne-a mai spus cineva o vorbă și îl vedem mergând la Arad într-o duminică dimineața, ăsta merge să-și cumpere mașină, că am auzit eu o vorbă. Și el poate săracul să duce la cineva la spital, că e o problemă. Că noi știm, numai că uneori nu ne sunt bune nici urechile, alteori nu-s bun ochii. Am văzut, așa ni s-a părut și încolo, numai că n-a fost așa. Ce să mai spun de alte evenimente? Care sunt mai complexe. Luăm un caz, Iosua 22. Știți că două seminții și jumătate evreilor și-au privit moștenirea la răsărit de Iordan, dar soldații din acele triburi au ajutat pe frații lor. Când s-a terminat cucerirea Canaanului, soldații ăștia s-au întors la vatră. Dar ce le-a venit lor în minte, ajungând pe marul Iordanului dinspre cele alte seminții, spune Scriptura, versetul 10, și-au zidit acolo un altar a cărui mărime izbea privirile și a dus vorba. N-aveau telefoane ca acum, dar din gură în gură. Și ceilalți imediat au făcut adunare și ce ți-a spus? Ăștia și-au schimbat religia. Ăștia de acum se închină la alt Dumnezeu, mobilizare generală, mergem pe ei și potrivit legii, îi terminăm, îi omorâm. Era drept ce gândeau ei? Nici vorbă ăștia. Din potrivă au vrut ca nu cumva copiii celorlalți să nu mai accepte pe copiii lor să meargă la templu. Era exact motivul opus. Da, așa au interpretat ei acel eveniment. Foarte greșit. Pe invers. Luăm un alt caz. Fapte 28. Naufragiu apostolului Pavel în drum spre Roma. Ajung însul la Malta prin îndurarea Domnului și scrie aici că adunând lemne, versetul 3, un năpârc a ieșit afară de pricina căldurii, s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată în mâna lui, au sunat unii către alții, cu adevărat, omul acesta este un ucigaș. Dreptatea nu vrea să lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Acesta era adevărul? Nu. Sunt multe exemple în Biblie, în viața de zi cu zi, cum citeam undeva că un bărbat era gelos și și-a auzit nevasta sughițând imediat după ce a sughițat alt bărbat și a crezut că și-au făcut semne. Înseamnă că ăsta avea înțelesul și aici nu vă putea prinde nimeni. Că imaginația oamenilor uneori foarte bolnavă. Dragii mei, vreau să vă dau câteva sfaturi în această seară ca să nu mai cădem în ispita interpretărilor greșite, să nu interpretăm greșit ce auzim, ce vedem, evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. În primul rând, nu te grăbi să interpretezi. A întârziat fratele Iosif o oră. Da, chiar mă interesează să văd dacă nu cumva a murit. Trebuie la urmă, nu? Dar zici că suntem ca cei de la ziar. Trebuie să apară știrea repede. Totul online. Urgent. Cine află primul? Și să spună. Graba asta nu vine din înțelepciune. Vă citesc din Cartea Înțeleptului Solomon, Proverbe, capitolul 14,
versetul 15. Omul lesnic, crezător, crede orice vorbă. Dar omul chibzuit ia bine seama cum merge și a luat bine seama și cere timp. Proverbe, capitolul 18, versetul 17. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate. Dar vine celălalt și le ia la cercetare. Așteaptă-l pe celălalt. V-am dat cazul din Fapte 28, unde barbarii s-au grăbit repede să spună, n-au așteptat să se umfle mâna. Li s-a umflat mintea, săraci. Și au zis că dacă nu grăiesc, pleznesc. Numai că, așteptând să vadă ce se întâmplă, Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit nici ură. Oamenii aceia așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult, ce interesant ar fi fost să aștepte mult până să-și dea cu părerea. Că aveau vreme până îl îngropau să spună că nu l-au lăsat dreptatea să trăiască. Dar nu, noi trebuie urgent să-i dăm drumul la vorbă. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Acum nici chiar așa. Dar asta e din nou o altă dovadă că se pripeau. Ori demon, ori zeu. E numai un om. Era un om al lui Dumnezeu. Deci să nu suim pe nimeni în cer, să nu dăm cu nimeni jos în iad, să nu ne grăbim. De exemplu, am întâlnit o greșeală la un proroc. Poate și un proroc să greșească. E gata, l-am catalogat. Cu Balam în listă. Sau s-a întâmplat că Dumnezeu ne-a vorbit printr-un proroc. Gata, proroc ăsta nu mai este. Să nu ne grăbim, să așteptăm. Că dacă ne dăm repede cu părerea, de regulă facem greșeli. Și spune Scriptura în Iacov, capitolul 1, un cuvânt care ar trebui să-l practicăm noi mai des în viața de toate zilele, versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie, grabne la ascultare, adică există riscul să nu prinzi bine ideea, fii atent. Încet la vorbire, nu-ți da cu părerea. Mă, că uneori suntem încet la ascultare și grabnici la vorbire. Și fiind așa cum nu trebuie, se întâmplă că nu suntem zăbabnici la mânie. Cum? Așa s-a întâmplat, am auzit și acum e și ispita că putem da repede telefon, nu? Măi, ce mi-a spus, acum sun și pe când suni, stai, că nu e așa. Nu te grăbi. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu îndelungă răbdare. N-ați observat uneori când ne rugăm la Dumnezeu și nu se grăbește să ne răspundă? N-ar ști pe loc să ne dea un răspuns? Vrea să ne învețe. Să așteptăm. Numai că societatea noastră este așa cum bați în palme. N-ai bani, te duci la bancă și îi scoți. Neapărat trebuie să apeși pe buton, dacă nu, trebuie alt computer, alt telefon să proceseze mai repede. Repede, că trebuie acum, gata, dacă nu-i spun acum o vorbă, nu știu ce se întâmplă. Deci avem o societate foarte grăbită. Asta în trafic, asta la vorbă. Dumnezeu să ne dea îngăduință. Că am face mai puține greșeli. Un al doilea sfat. Nu gândi rău. Știți că scrie în Biblie de bănuielile rele, dar de bănuielile, de păcatul bănuielilor bune, ați auzit? Ori dacă bănuim ceva de bine, ne-ar pedepsi Dumnezeu, dar să nu fie drept. Noi să bănuim de bine. Cineva, noi să auzim că ne-a vorbit de rău și noi să nu credem în ruptul capului, nu se poate. Omul ăla, dacă a vorbit ceva de bine, l-am binecuvântat, bă, dar tu n-auzi bine, cine știe ce s-a întâmplat cu tine? Spune în Proverbe, capitolul 3, citesc cuvintele înțeleptului de la versetul 29. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine.
Deci s-ar putea aproapele tău să n-aibă niciun gând să-ți facă rău, e locuiește liniștit. Și ție ceva ți-a părut și începi a gândi rău. Asta e rău, că scrie tot în Proverbe 28:5. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept. Și e foarte mare tendința de a gândi rău. Hai să luăm câteva exemple din cele amintite sau altele din Scripturi. Citim în despre cazul Saul și David, cartea 1 Samuel, capitolul 24. Îi zice David la un moment dat, atunci când a avut ocazia să se răzbune, 24, versetul 9. De ce asculți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea rău? Cine voia rău? Saul sau David? Și se credea exact invers. David nu era un om răutăcios. Dar am probleme cu mai mulți care l-au interpretat greșit. Așa l-a interpretat socrul său, ce să mai spun, așa l-a interpretat frate său. Eliab, aceeași carte, capitolul 17, merge David în Valea Terebinților să ducă un cadou ascultând de tata, se întâlnește cu frate său care zice la versetul 28, pentru ce te-ai pogorât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie, scunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât să vezi lupta. N-a văzut bine Duhul Domnului prin Samuel care era mai bun, Eliab sau David? Dar așa a interpretat Eliab pentru că avea el slăbiciunea, răutatea lui. Doamne, ajută-ne să fim curățiți de orice rău. Că scrie în 1 Corinteni 13 că dragostea nu se gândește la rău. Și când noi ne gândim, de unde? De la dragoste sau de la ură? Și ura de unde? Vedeți? Zici că ne trimite diavolul un mesaj așa în minte. Să știi că de aia nu a făcut. Și de regulă, gândul și vorba îți merge să-l interpretezi negativ. Sau nu e așa? De aia mi-a făcut-o mie. Sigur, e așa? Nu e așa. Am avut o experiență la Arad cu două învățătoare. Mi-au trimis câte un articol ca să-l publicăm în revistă. Vedeți că vi le-am adus și acum. Și n-am putut să public în primul număr, nici în al doilea. Erau alte articole în așteptare, acele articole mai trebuiau puțin aranjate. Culmea care a fost că o învățătoare, spunându-i la o părtășie cu învățătorii că aștept de la ei articole, îndrăznit și a spus, frate Iosif, da, dacă noi v-am trimis 5 articole și n-ați publicat niciunul, de ce ne mai cereți altele? Mai zic, care-i cu 5 articole în afară de sora cu tare care trimitea mai mult? Păi zice, eu am trimis, știți, meditația aceea și n-ați publicat-o. Te-am prins, tu n-ai citit revista. Tu te aduci revista numărul cu tare și arăt. Vă rog să mă scuzați, eu v-am judecat că a mea nu vreți să o scrieți. Alta, într-o discuție particulară, zice, știți, dar v-am trimis atunci și n-ați publicat. Am publicat, dragă. Nu. Adu revista, că foaia ne lămurește. Vă rog să mă scuzați. Că nu știu cum se face că mult mai degrabă interpretăm în rău decât în bine. Geloși sper că n-aveți aici, nu? Da, așa, preventiv citesc din Numeri, capitolul 5, unde este vorba de gelozie, spune Scriptura aici. Versetul 14. Și dacă bărbatul este apucat de un duc de gelozie și are bănuieli. Era prezentată o procedură cum să scape de asta dacă are bănuieli. Și putea duce femeia în situația să se jure, să recurgă la ritualul acela, ca în mintea lui să fie îndepărtate acele bănuieli. Și așa pot să fie bănuieli cu privire la frați, în familie. Dar rețineți asta, nu gândiți rău, căci nu există păcatul bănuielilor bune.
dacă cineva n-a venit, dacă cineva nu ți-a dat, nu te-a vizitat. Când cineva n-a venit la tine, se mai întâmplă acuzații pentru slujitori. N-a venit să mă viziteze. Are ceva cu mine. Dar de ce n-am gândit că sărmanul n-a putut sau s-a dus să viziteze pe alții care sunt în situații mai urgente, mai grele? S-a adunat bani pentru săraci și mie nu mi-a dat, vezi? Eu știu. Bancă, mergem cu bănuiala mai departe. Eu știu din comitet cine nu a fost de acord. Deci zici că ai fost de față. Nu spuneam, frate, ți l-am bănuit pe unul că numai ăla m-a trădat din comitet 6 ani. Și am ținut ură pe el. Bănuile rele, scrie în 1 Timotei 6, de astea să nasc multe de aici. E un val de păcate. Și apoi a aflat bietul om și a zis, ce nepriceput a fost, că altul era de vină. Acum cine știe câți ani era ispita să se gândească rău în dreptul altuia. Răul vine de la cei răi. Și noi trebuie să ne ferim de a gândi rău. Amin? Dacă se mai întâmplă să gândiți rău, sesizați-vă. Spune, stai frate, să nu-i un gând bun. Nu-l interpreta așa. Că-i tare multă vorbire de rău în vremea noastră. Și cea mai multă nu-i pe drept, e de la bănuie. De la imaginație. Că l-am auzit, că știu eu, că ce-a spus. Eu am auzit, de exemplu, despre mine. Lucruri care n-au nimic de a face cu realitatea. Dacă aud despre altul, nu vreau să primesc asta. Mă feresc. Dar nu știu dacă e nu adevărat. Dar cu despre mine, doar știu unde am fost și ce am făcut, nu? Și atunci îmi dau seama că e fals. Și cum se poate întâmpla cu mine, se poate întâmpla cu mulți alții. Așa ușor se poate scoate o vorbă la o fată, că a avut probleme, că așa și așa, și când încolo. Dar ce ar trebui să mă intereseze dacă eu n-am băieți, dacă nu sunt în conducerea bisericii, că privind la fata aceea? Dacă noi am face proces verbal la toate vorbele câte le spunem și apoi să-l dăm la alții să-l verifice, ia vezi. Du-te la păstor, du-te la poliție, du-te la toți ăștia și verifică. Păi cred că ar veni procesul verbal înapoi tot subliniat cu roșu. Altul, nu ne-am mai grăbit să facem. Un bărbat a fost numit într-o slujbă de conducere, cineva i-a spus, vezi că o să te termine oamenii cu reclamațiile. El s-a sfătuit cu un bătrân și a zis, bun, nu știu ce am de făcut. Care cum venea să reclame, el a pregătit acolo un caiet deschis, scrie aici și semnează și lasă loc și pentru martori. Cât a fost șef în firma aia, n-a scris nimeni. Toți voiau numai să povestească așa, cu gura. Scrie aici și a rămas caietul gol. Cred că trebuie să ne cumpărăm și noi un caiet de ăsta. Ai un mesaj, îți trimite cineva pe telefon, spui, vezi că eu tot la sfârșitul săptămânii trec datele în telefon, în computer și scol la imprimantă. Și ți le țin, ăsta e dosarul tău. Tot ce mi-ai trimis. E aici. Și la sfârșitul anului îl duc la frații de la comitet. Nu mai primezi mesaje, numai cu versete după aceea, cred. S-ar teme de tine, în mod deosebit cei care gândesc cu ușurință de rău. Un al treilea sfat. Eu nu spun prin sfaturile care le dau să fim naivi. Poate există un pericol, poate cineva a comis un păcat. Dacă ești în competență, cercetează. Du-te și întreabă. Și vezi dacă e adevărat, dacă nu e adevărat. Nu spune în Deuteronom, am vorbit vara asta, am fost odată la dumneavoastră, să se facă cercetări cu amănuntul. Vezi dacă s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. În cartea profetului Ieremia, de la capitolul 40, avem o situație printre evreii care scăpaseră cu viață. Era și unul din neam împărătesc, Ismael, fiul lui Netania, care influențat
Vă citesc din capitolul 40 de la versetul 14. Știi că Balis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael să te omoare? Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. Și dacă afli că cineva vrea să-ți facă un rău, e bine să cercetezi, ca să te ferești, cum și Elisei îl înștiința pe împărat. Ferește că pe acolo trec sirieni. Știți că nepotul lui Pavel a aflat despre o hotărâre rea a unor iudei să omoare pe Pavel și s-a dus repede și a transmis informația. Dar una este să cercetezi dacă te privește și să duci vorba la cine îl interesează și cu totul altceva este doar să-ți pui opinia, să-ți dai cu părerea. Să luăm două cazuri din Biblie. Aici ar fi fost bine dacă ar fi cercetat, dar a fost omorât acest Ghedalia. Cartea Iosua 22, ne întoarcem acolo. Evenimentul acela cu cele două seminții care au construit altarul de dimensiuni mari. Cum au procedat ca să se rezolve problema? Și de fapt ăsta e sfatul principal pentru situațiile reale. Citim de la versetul 13. Copiii lui Israel au trimis la fiul lui Ruben și la ceilalți pe Fineas și 10 căpetenii cu el. Au venit, au început să-i acuze, aceia au greșit și ceilalți au început să se scuze. Versetul 22. Domnul știe că nu-i nimic din ceea ce spuneți. Versetul 29. Departe de noi gânduri, nu ne-a trecut prin cap așa ceva. Versetul 30. Când a auzit preotul Finea și căpetenile cuvintele pe care le-a rostit fiul Ruben, au zis: cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-a săvârșit păcatul acesta ce a izbăvit astfel pe copilul Israel din mâna Domnului. Copilul Israel au rămas mulțumiți, au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armas ca să pustiască țara pe care o locuiau fiul lui Ruben și fiul lui Gad. Numai că dacă nu cercetăm, noi dăm drumul la tunuri și pornim războiul. Ăștia s-au despărțit cu binecuvântare și era să se întâlnească în săbii. Se poate întâmpla, dai mâna cu cineva la adunare, te despărți cu bine și când mergi acasă, unul n-are nici somn de amnează, nici pasiune citită în Biblie și îți dă telefon. Au zis: ce-a spus fratele cu tare de tine? Și până seara, pe când vii la adunare, tu vii cu glonțul pe țeavă. Îi zic, înainte de slujbă. Și dacă gândești rău și te grăbești, nici n-ai parte de slujbă, că tu la asta te gândești. Tu te întreabă întâi, dar nu ca și cum deja ar fi făptaș. Vezi dacă este sau nu vinovat. Îi spuneam recent la un polițist: domnule, întreabă întâi, vorbește frumos, direct acuz, ești vinovat de asta. Nu e adevărat. Uite aici dovadă. Trecem la alte cazuri. Cartea 2 Împărați, capitolul 6. Asta se potrivește bine cu vremea noastră când sunt telefoane. Știți că Elisei raporta împăratului poziția și strategia armatei siriene. Versetul 11, împăratul i s-a turburat inima, a chemat pe slujitorii săi și a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Asta știți cum ar veni printre altele. Predicatorul sau prorocul să descopere păcatul cuiva și cineva din familia el să bănuiască pe cineva din familie: voi m-ați spus. Cred că ai vorbit cu copilul păstorului, l-au fi vorbit acasă și acum m-au predicat, vezi? Dar unul dintre slujitori a zis: împărate, nu-i așa? Uite, au un proroc. Adică Dumnezeu poate să descopere. Nu neapărat cineva te-a sesizat. Am fost întâmpinat uneori de oameni care au spus: cine ți-a zis de mine? De ce ai predicat de mine? A, zic, mă bucur că n-am predicat în vânt. Dar n-am discutat cu nimeni. Că Dumnezeu poate să folosească oameni în felul ăsta, poate să folosească pe cineva care nu neapărat e predicator. Și tu să-l bănuiești că cineva te-a văzut și i-a zis și să faci puncte de legătură din astea aiurea, ca să spun mai pe direct. Povestea un tânăr că s-a apucat de băut
Și s-a dus la unul să-i lucreze, să-i pună gresie, faianță în baie. Și omul ăsta, nu predicator, nu proroc, îi zice, până stau să mă uit la tine, oricum meserie nu învăț, lasă-mă să spun o poveste. Și începe să-i spună o poveste care nu am mai spus-o și o amintit-o când era copil, cu o slugă care era foarte harnic, ca să nu lungesc vorba, și-o cumpărat și pământ și cai și căruțe, s-o însurat și tot afla boierul că sluga o mai adăugat ceva la proprietate. Și într-o zi vine unul și spune, măi, am văzut pe sluga ta. Și cu ce era? Cu căruța? Era cu nevasta? Zice, nu mă, era la birt. Bă, asta e rău, e foarte rău. Tot va distruge ce-o adunat. Își va ruina familia. Și când ajunge cu povestea în punctul ăsta, nevasta-l strigă pe frate. Hai, dragă, să mergi până undeva. Și ăsta rămâne cu mistria în mână. Mă, de unde eu știu tot ăsta că eu beau? Oare cine m-a văzut pe mine din șantier, măi? Doar m-am ascuns. Dar nu trebuie neapărat să treabă. Uite, așa s-a întâmplat că Domnul l-a folosit. Trecem în capitolul următor, 2 Împărați, capitolul 7. Asediu în Samaria, foamete cruntă, își mâncau mamele copiii. Împăratul bănuie pe proroc. Ăsta e de vină. Merge la el, Domnul îi descoperă. Prorocul vorbește mâine, se ieftinește piața, cine nu moare la noapte, de mâine nu mai moare. Primii care s-au săturat au fost 4 leproși. Ăștia și-au încercat ultima șansă, au intrat în tabăra siriană, ori își fac milă de noi, ori murim, că tot nu avem altă șansă. S-au săturat, au ascuns merinde, s-au dat de veste casei împăratului. Se scoală toți, ședință de urgență și au zis pe împăratul. Citesc de la versetul 12. Vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Eu știu. Ăștia s-au ascuns toți după răzoare și cu arcurile pe linia de ochire. Și ne seceră cum ieșim din cetate. Era drept? Ce-a gândit el? Ăștia fugeau săracii. Nepricepuți o foșacii, când o să fugă cu cai și cu măgare, o fugi pe jos. Dar așa au rânduit Dumnezeu ca să le lase la ăștia și animale de povară să-și ducă mâncarea acasă. Dar împăratul așa bănuia el. Dar a fost acolo un om cu minte, versetul 13, și a zis să se ia 5 cai care au rămas în cetate, li se va întâmpla doar ca la ceilalți și să trimitem să vedem ce se petrece. Să mergem să cercetăm, să vedem e așa sau nu e așa. Dar nu știu cum se face că în loc să mergem la persoana care am auzit că ne-a vorbit de rău, întrebăm pe 4. Și cine știe dacă ăștia cu urechile bune și cu înțelepciune suficientă în minte, în loc să ducem direct acolo, asta spune Biblia. Dacă fratele tău a păcătuit, du-te și dezbate problema. Uite, dragă, asta este, asta este. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. I-au trimis. Nu știu dacă a avut cineva puterea să-i spună la împărat. Vezi, băi, ce prost ai gândit, vede cu o noapte. Poate ziua când ai mai bine. Da, asta este. Nu și-au dus aminte de vorba prorocului. De exemplu, poate Domnul să dea un cuvânt de prorocie că la o fată de aici vrea să-i dea o binecuvântare pentru unul venit de nu știu unde. Și vine cineva și pot să fie gânduri, a venit din asta, din motivul ăsta, de asta. Mai de stai, gândește-te dacă acum vrea Domnul să împlinească cuvântul acela. Pentru că cercetând, lucrurile s-ar rezolva. Am avut un caz banal, ar spune. Era vorba de o ușă care nu se descuia. O soră care a îngrijit apartamentul proprietarului care era în America, știa că ușa asta nu se deschide bine. Ne-a dat nouă cheia că trebuia să-l îngrijim în continuare și mi-a spus, vezi că ușa nu se deschide bine, trebuie să împingi, să forțezi. Eu la rândul meu am dat cheia la altul care trebuia să aducă acolo niște lingerie de pat pentru niște oameni ce trebuiau cazați, dar eu am uitat să spun că ușa strânge. Ăsta s-a dus, s-a dus lingeria, m-a dus cheia înapoi, când se mă duc eu, pe vorba sorei, împing de ușă, dar de unde? Am împins, până a rupt. Când mă uit, ușa încuiat. Îl întreb pe bărbatul acela, păi, tu cum ai intrat pe ușa cuiată? Cum ai dus tu pernile și plapă acolo? Păi da, am văzut că strânge și m-am gândit că e încuiată. M-am uitat sus, am văzut cheia,
Am discutat, numai când am încuiat-o, m-a învârtit-o încă o dată. Și am scuză-mă că am uitat să spun că unde e cheia. Mă zic, scuză-mă că am uitat eu să spun că ușa strânge. Deci eu nu m-am încă strânge, eu m-am încă încuiat. Acum cine a fost de vină? Vedeți? Unul nu spune tot, celălalt mă adaugă puțin, următorul judecă cum poate și putea să ne certăm, nu? Să dăm vina până la tâmplarul care a făcut ușa. Că de regulă vinovat noi găsim, mai că mai greu e să zicem că vinovată suntem noi, că în cazul ăla eu trebuia să-mi iau partea mea. Ar fi trebuit să-l informez. Și n-ar fi trebuit să rup ușa. Eu eram cel mai vinovat. Ei, n-a rupt ușa. Am acolo puțin s-o desfăcut. Ca să pot să deschid. Mă grăbeam. Așadar să cercetăm, să analizăm, ca să vedem dacă este adevărat sau nu este adevărat. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Și dacă primim mărturia că nu este, gata, am terminat. Avem martori. Iar pentru situațiile extra, de exemplu, aflăm că un om care slujește e învinuit de ceva păcat. Cercetăm, îl întrebăm, neagă, n-avem dovezi, alții spun sunt, da, nu pot să stau sau n-am suficiente dovezi. Mai există și o altă posibilitate de a interpreta corect, să întrebăm pe Domnul. Dar asta nu pentru toate banalitățile. Avem un caz în cartea 1 lui Samuel, capitolul 22. Era o confuzie în țară. Saul se ținea de tron. David fusese uns ca împărat. Și dacă asta privea pe cineva, privea pe preoți. Și spune aici că Saul a acuzat pe Ahimelec, 22 de la versetul 13, pentru ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Isai? Pentru ce ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru că se ridice împotriva mea să mă întindă curse cum face astăzi? Ahimelec a zis, eu nu știu pe David altfel de om. Și acum versetul 15. Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Deci prorocul, preotul de aici, a vrut să știe, Doamne, cine-i omul tău la tron, Saul sau David? Și-a întrebat pe Dumnezeu. În cartea Deuteronomii se scris că în ultima instanță trebuiau să meargă să întrebe prin Urim și Tumim. Sau sorțul să pună capăt neînțelegerilor. Se aruncă sorțul în poala haide și orice hotărâre vine de la Domnul. Dumnezeu să decidă. Și mai departe, cel în cauză să fie curat. Să nu poarte o învinovățire an și an. Știu cazul unui slujitor care a fost învinuit și mai multă vreme s-a întins povestea asta și unii au zis, mergem și întrebăm pe Domnul. Și s-au dus undeva în Moldova și Domnul le-a vorbit, cine v-a pus pe voi judecător înainte de vreme? Vine vremea când mă voi judeca cu omul acela până atunci, mergeți și slujiți în adevăr. Și-au trecut ani de zile. Asta pentru situații speciale. Ca să nu fim înșelați, știți cum a fost înșelat Iosua, servind din masa gabaoniților. De exemplu, se căsătorește un băiat sau o fată. Aici nu e vorba de bănuiel rele, aici trebuie să cercetăm și nu-i greșit și să întrebăm pe Domnul dacă avem vreo nelămurire, în mod deosebit. Doamne, este ceva aici sau nu este? Se ascunde ceva sau nu se ascunde? Ca în final să putem spune, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, dar dacă numai mie mi s-a părut nimerit, apoi la nimereală o să vorbim. Dar dacă Domnul ne luminează, atunci putem să spunem, așa este. Dar și în urmă, rămâne tot de competența lui Dumnezeu să se pronunțe ce are de făcut, ce se va întâmpla. Dragii mei, nu că n-ați mai auzit dumneavoastră lucrurile astea, dar dacă noi vom face cât am învățat în seara asta, să scăpăm de multe din faptele firii pământești, vrăi, certuri, zavistii, vorbiri de rău, îngânfări, tulburări,
Știți? Și era și prin Corint. Și la Galatel ne scrie apostolul. Pentru că așa spune o vorbă înțeleaptă, cele mai multe probleme provin din faptul că oamenii nu își exprimă corect propriile gânduri, dar zic eu, mai multe provin din faptul că nu interpretează corect gândurile și vorbele altora. De aceea la nevoie să explicăm, să vorbim frumos, să cercetăm, dar nici într-un caz să nu bănuim rău, să nu ne grăbim să spunem, iar în ultimă instanță, dacă știu eu, chiar trebuie, mergem până la Domnul și îl întrebăm, dar să nu ne facem noi judecători cu gânduri rele. Domnul le-a spus, vorbesc la textul la care am pornit, Matei 16, păziți-vă de aluatul fariseilor și saducheilor. Ne vorbea și de pâini. Și Domnul le spune acolo, sunt două întrebări pe care Domnul le adresează ucenicilor. Matei 16, versetul 8. Pentru ce gândiți așa? Versetul 9. Tot nu înțelegeți. Versetul 11. Cum nu înțelegeți? Deci Domnul s-ar fi așteptat ca ei să înțeleagă. De aceea cred că cel mai bun mod de a înțelege este de a fi Duhului Dumnezeu peste noi. Este ca și cum ne-ar descoperi să fim toți un gând, o simțire, așa era când erau plini de Duh. Dar altfel, când ne bântuie fel și fel de duhuri, de vrajbă, de ceartă, de curiozitate și multe altele, se nasc multe lucruri care tulbură părtășia frățească și fac rău unei adunări. În adunare, frați și surori, trebuie să gândim bine de frați, frumos, fiecare să privească pe altul mai presus. Dacă auzi lucruri rele și le crezi, apoi să-l privești mai negru de cum îi. De aceea, să fim atenți, între tineri, la fete, am văzut uneori vorbe, că ele povestesc între ele și numai vezi că una e supărată, alta nu mai vine, mâhnită, că a zis, că nu și-au locul. În familie, în rudenii, în frățietate, nu și-au loc. Dumnezeu să vă păzească. Și în final, mai spun ceva, când ne vom ruga la urmă potrivit cu îndemnul ce va fi dat, sau alte scopuri ce vor fi, sau mulțumire, să ne rugăm Domnul să ne ierte ce am greșit în privința aceasta. Tot ce ne-am dat cu părerea și a fost greșit, Domnul să nu ne țină în seamă. Știți cât i-a costat pe prietenii lui Iov că și-au dat și ei cu părerea? 7 viței și 7 berbeci, că le-au fost lungă limba și o leacă murdară. Dar de ce nu l-au bănuit pe Iov că e mai sfânt decât ei? L-au bănuit că e păcătos, că e mai ușor să merg la vale decât la deal, nu? Sus, amendă pe păreri. Ăștia nu s-au grăbit o săptămână, o tăcut. Și tot au spus prostii. Dar dacă noi ne așteptăm o săptămână, noi cred că trebuie să ne dăm toată ferma. Dacă ne-ar pune Dumnezeu să plătim ca atunci, nu? Așadar, să rugăm pe Domnul să ne ierte. Și să ne angajăm. Știți cum spunea Domnul la cei care ierta sau vindeca? De acum aveți să nu mai păcătuiești. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și altădată când mai întârziu, sper că nu m-a judecat nici în seara asta, nici dacă îți devină, să nu vă gândiți la asta prima dată. Dumnezeu să vă dea îndurare aici în adunare și acasă. Amin.